Dacă până acum te rătăceai printre vitrine și nu știai ce să alegi, o tabletă, un laptop, o tabletă mai mare, un laptop mai subțire, atunci este foarte probabil ca cei ce îți voi arăta eu astăzi să le rezolve pe toate. Acesta este Lenovo Yoga 3 Pro și este cel mai bun când vine vorba de făcut yoga la calculator. Atunci când Lenovo a spus că Yoga 3 Pro este unul din cele mai subțiri laptopuri/tablete, nu a glumit deloc. Acest hibrid într-adevăr impresionează prin dimensiunile sale. După greutate, pentru un laptop este extrem de ușor, însă pentru o tabletă care să o ții într-o mână e cam greușoară. Construcția se bazează pe un aluminiu din afară și un plastic moale în interior. Iar un element deosebit care de fapt definește cuvântul yoga este această curea din fier asemeni celor de pe ceasuri. Această întreagă conexiune include 885 de elemente care în combinație permit ca tableta să fie sucită pe toate părțile, pe post de laptop, pe post de kickstand, în regim tint și desigur pe post de tabletă. Cel mai interesant este că în orice poziție nu l-ai pune, acesta stă drept și nu se balansează. Un lucru care m-a impresionat mai tare decât aceste posibilități este display-ul. Dacă până acum ați avut ocazia să vedeți un ecran de Galaxy Note 4, LG G3 sau vreun Meizu MX4, atunci exact aceeași super detalizare o veți vedea și aici, doar că în mărime de 13,3 inch. Într-adevăr, ecrane Quad HD pe laptopuri nu vedem tare des. Chiar și în comparație cu display-urile Retina de 13 inch de pe MacBook-uri, avem aceeași detalizare. Culorile sunt vibrante, textul este fix ca de pe foaie și în general e foarte plăcut să privești filme în Full HD sau 2K. Dacă privești ceva mai jos de Full HD, totul e posibil să fie foarte pixelat, pentru că imaginea practic se întinde. În general, experiența de utilizare a unui laptop în atâtea poziții este uneori chiar la îndemână. Pentru a viziona filme, îl folosesc pe post de stand. Pentru a interacționa mai direct cu elementele de pe ecran, îl folosesc pe post de tabletă. Iar dacă stau la masă, ca un laptop obișnuit. De la început, plasarea tastaturii pare stranie, dar anume asta permite să folosești device-ul pe post de tabletă fără incomodități. Ce ține de precizie și comoditate, butoanele sunt bine fixate și, în general, nu se creează incomodități când vine vorba de tapat. Trackpad-ul este la fel un lucru plăcut pentru că este cu mult mai receptiv decât la alte laptopuri pe Windows. Pot spune că se apropie chiar de nivelul trackpad-urilor de pe Mac. Pentru o grosime atât de redusă, Yoga 3 Pro se laudă cu 8 GB de RAM, 256 de GB memorie internă SSD, ceea ce face ca procesarea informației și pornirea sistemului să fie extrem de rapidă. Un lucru interesant este faptul că noul MacBook, prezentat recent de Apple, rulează același procesor ca și Lenovo Yoga 3 Pro. Performanța desigur că are de suferit. Aici nu vei putea porni softuri de editare 3D, video și nici jocurile nu vor merge ca pe unt. Dar până a sări cu gura înainte, nu trebuie să uităm de faptul că Yoga 3 este un device bazat pe utilitate și comoditate. Laptopul se ajustează singur la modul în care lucrezi. Dacă îl pui pe stand sau îl folosești ca tabletă, acesta dezactivează tastatura. Dacă aprinzi o aplicație multimedia, se activează controlul cu ajutorul gesturilor. Deci, poți lista content, poți opri video cu degetul și, cel mai interesant, poți opri sunetul într-un mod foarte natural. Parcă îi închide gura cuiva. Un lucru care le-a dat bătăi de cap inginerilor a fost, sigur, plasarea speakerelor. Pentru atâtea moduri de utilizare este greu să găsești un compromis. Soluția finală a fost de a le plasa dedesubt. Sunetul de la speakerele GBL este mai mult ca ok când laptopul stă pe masă sau când e în formă de stand. În restul cazurilor ai impresia că sunetul nu este îndreptat direct spre tine. Foarte important pentru un device portabil și atât de multifuncțional este bateria. La o grosime atât de mică, plus un ecran Quad HD care consumă o grămadă de energie, Yoga 3 Pro rezistă în jur de 6-7 ore cu o utilizare moderată. În orice caz, dacă mai activezi și Power Saving modul, va fi și mai bine. Un lucru foarte important pe care nu-l ia în considerație nimeni când vede acest hibrid, de altfel cel mai important, este faptul că Yoga 3 Pro nu a fost conceput pentru power userii care au nevoie de cât mai multă putere. E pentru cei care în genere nu le pasă de specificații. Aici este vorba despre oamenii de afaceri care merg din ședință în ședință și au nevoie uneori ba de tablete, ba de laptop, să poți citi o carte electronică, dar și să poți nota foarte ușor orice idee. În general, tot de ce are nevoie un profesionist. Da, uneori ai nevoie și de putere și de portabilitate, dar oricum sacrificiile se fac dintr-o parte sau din alta. Toată ideea lui Yoga 3 Pro se învârte în jurul unui laptop extrem de ușor, cu un ecran superb pe care îl poți utiliza în orice mod îți trece prin cap. Acesta a fost episodul de azi, noi vă mulțumim pentru atenție, nu uitați să dați like și share, iar dacă încă nu ați făcut-o, apăsați subscribe. Noi ne revedem într-un nou episod, până atunci toate bune!